câteva cuvinte despre partid, a fost ceea ce v-ați așteptat, adversarul sau... Am întâlnit un adversar foarte bun, o echipă foarte puternică, dar important că noi am câștigat. Lucrul ăsta ni l-am propus de la început. Am zis că trebuie neapărat să câștigăm, să intrăm în teren cu gândul de a lua cele 3 puncte. Mă bucur că s-a întâmplat asta, deși prima repriză a fost un pic mai slăbuță ca și a doua. A doua repriză am reușit să revenim mai bine în joc, să punem presiune mai multă pe adversar, cu toate că la un moment dat am ratat și un penalti, dar bine că am revenit în joc și n-am făcut pasul înapoi și am dat și gol și până la urmă am câștigat. Asta e. Cu UTA, următorul meci, a fost ceva ce nu a plăcut astăzi, care mai trebuie lucrat? Normal, sunt anumite astea o să le discutăm noi între noi după ce facem analiza și o să vedem ce am făcut bine și ce am făcut rău și sper să evităm aceste lucruri la meciul cu UTA. Meciul va fi foarte greu, normal, dacă știți, dacă câștigăm, o să fim pe primul loc. Asta ne și dorim. Și sper ca și băieții să se capaciteze, să se refacă și cu toții să câștigăm acest meci, să facem tot posibilul să câștigăm acest meci. S-a luat ușor golul? Mă refer la defensivă. Defensivă a luat ușor golul? Da, un pic, anumite nesincronizări, anumite slăbiciuni s-a văzut în jocul ăsta, deși până acum totuși am avut o perioadă de jocuri în care n-am luat gol și asta a adus un pic un moral bun. Și în primul rând, ca și apărare, dacă nu e gol, ai un moral bun și pentru meciurile următoare și îți dă încredere. De data asta, din păcate, o anumită nesincronizare a făcut ca să luăm un gol. Sper că acest lucru să nu se mai întâmple și la meciul următor. Mersi frumos!